La această patiserie, bonurile fiscale sunt o noțiune aproape necunoscută a angajatelor. Deși există casă de marcat, documentul îl primești numai dacă îl ceri și după minute bune de așteptare. Fără sare dacă o să... Ia aceeași situație și la brutărie, la fast food, ori la magazinul de legume și fructe. Vânzătorii înregistrează operațiunile comerciale doar dacă clienții cer bonul fiscal. Bon? Da. Da, sunt și bon. Ați primit bon fiscal? Nu. Ați cerut? N-am cerut. Mai niciodată. Ni se dă bonuri. Dar dumneavoastră îl cereți? Nu l-am cerut, dar... Nu ni se dă și chiar dacă îl cer. Trece și servește pe altcineva și se face că n-aude. Rar, rar. Rar se întâmplă. Nu cereți sau nu vă dau vânzătorii? Nu ne dau și când ne dau nu știu ce să facem cu ele. Cred că niciodată. Dar cereți? Nu cred. Neînregistrarea în casa de marcat a fiecărei tranzacții înseamnă evaziune, spun autoritățile. Anul trecut, în Dolj, polițiștii de la Economic au instrumentat cu 1000 de dosare mai mult decât în 2013, iar prejudiciul descoperit din evaziune fiscală depășește 10 milioane de euro. S-au înregistrat 3147 de astfel de fapte, cu 980 mai multe decât în anul 2013. Ca să încurajeze pe cumpărător să ceară bonul fiscal, guvernul a legalizat loteria bonurilor fiscale, un concurs care, prin tragere la sorți, va desemna câștigător unul sau mai multe bonuri fiscale care vor fi premiate în bani. Loteria va începe din iulie, însă pe 13 aprilie va fi organizată o extragere specială, unde vor participa bonurile din februarie-martie.